Teribilul accident s-a produs pe raza localității Plopșor din județul Dolj. Cel mai probabil din cauza vitezei, tânărul de 33 de ani din comuna Vârvoru de Jos a pierdut controlul volanului și a intrat într-un copac. În urma impactului, șoferul a fost aruncat din autoturism și a murit, iar pasagerul a rămas încarcerat și a fost și el găsit fără viață. Mașina s-a transformat într-un morman de fiare, iar motorul acestea a sărit la o distanță de aproximativ 20 de metri. În fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul biroului rutier Craiova, care au stabilit că un tânăr de 33 de ani din comuna Vârvoru de Jos, în timp ce conducea un autoturist pe drumul județean 552 din direcția Vârtop către Plopșor, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un copac. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.